Bună seara, dragi prieteni, și ce vreau să vă zic? Vreau să vă zic că azi nu mai filmam nimic la bucătărie, la gătit, pentru că eram așa întoarsă, pentru că am primit vestele dimineață că a murit o țigancă la noi, o țigancă. Era tânără, oricum. Vestită, era bogată, ce să spun. Și totul se trage de la COVID, de la gripă. Și de atunci, azi dimineață, când am auzit-o, am rămas așa șocată și nu-mi venea să cred, pentru că știam că nu are probleme de sănătate. Cum să moară. Azi dimineață, la ora 6. Au adus-o de la spital, pentru că știau că moare. A dat-o doctor ca să moară acasă. Și am rămas așa și mai multe gânduri și... M-am gândit mult și la tata, că și tata a murit tot așa și nu prea mai mi-a venit să filmez, să fac nimic, am făcut mâncare, am făcut de post și n-am mai filmat. Da. Și eu sunt speriată, sunt panicată, pentru că la noi strehaia e plină. Și țigani și români e plin, peste tot. Mi-e frică, mergem la cumpărături, cumpărăm repede, venim acasă, nu mergem la nimeni, la vecin, la neamul, nu am mers. Și la mama, dacă am mers, am mers pe la poartă, n-am intrat. Dacă i-am dus ceva pastile, i-am lăsat la poartă, nu am mai intrat nici la ea, pentru că am fost erocită și mi-a fost frică să nu îi dau și răceala și mai bine așa, să evit. Alex, vin încă. Și, dragi prieteni, Leonardo nu este aici. Leonardo a fost foarte obosit și doarme și cred că mai târziu o să se repază. S-a trezit azi dimineața la 7. Da, și nu ne lasă pe noi după aia să dormim. Eu mă simt mai bine din la răceală, am mai luat pastile, mai... Sper că să fiu bine, să nu am ceva mai grav. Dar văd că totuși mi-e mai bine. Și aia am gătit, dar n-am mai filmat. Ce era să vă arăt acum mâncarea de cartofi care am făcut? Am făcut o mâncare de cartofi. De post, am mâncat și noi puțin, adusă patroana de la bucătar fasole de aia ciorbă, fasole uscată, fasole bătută ce-au făcut pe acolo. Am mâncat puțin din ciorbă, cât să mâncăm. Mâncat carne destul, am mâncat plăcintă, plăcinta aia cu miere era de post și am mâncat azi în plăcintă, dar era foarte dulce. Am pus zahăr foarte mult în miere. Alex, vin cu-a! Vino cu dacă nu e Leonardo aici, vino măcar stai tu cu mine. Hai! Doamne, s-a supărat Alex. Hai, da, Alex. Ci de ani nu mă aranjez și o să mă îmbrac. Totuși sunt așa cu gândul acolo la femeia aceea, pentru că nu mă așteptam să moară, că aud așa că a murit. De ce? Pentru că nu era bătrână, nu era bolnavă să... Doar că mi s-a agravat gripa, a fost răcită, n-a băgat în seamă, s-a așteptat că îi trece, până s-a agravat treaba. Și... Când e problema asta cu gripa, cu toate acestea, parcă nu ne mai trebuie nici bani, nimica. Absolut nimic. Dar nici fără bani nu putem să stăm. Da, și acolo e foarte interzis, nu lasă să treacă nimeni nici de pe stradă. Poliția stă la poartă până o îngroapă. Nu voie la nimeni. Să iasă din curte de acolo să circulă și nici să nu intre altcineva. Familia lor care sunt doar închiși în curte până în îngroapă. Mi-a părut foarte rău. A muncit o viață întreagă, să faci avere, să faci de toate și după aia să-ți... Ce-a luat? Căștile, averea, bogăția, nimic. Absolut nimic. E foarte trist. Nu știu dacă scăpăm de virusul ăsta. Eu, și eu sunt panicată pentru că eu știu că tata a murit primul la noi între haia de COVID. Și tata a murit foarte chinuit. Am postat, mi-a postat alea mai devreme o amintire cu tata de la Orbis. Cu cortul, când se certa acolo cu patroana, cu sora lui socul meu, cruscul lui patroana, socul lui Olga era acela. Tata era, dacă vedeți la mine pe Facebook, tata era în cămașa aia portocalie.
Când mi-a arătat Alex imaginea, nu știu de unde a găsit-o, de pe la Alin, de unde a făcut rost, am rămas șocată. Pentru că acolo la Obis montasem un cort, era un cort al țiganilor, unde stăteau, unde mâncau. Da, și stăteau și în cort, filmau și seara în platou și era foarte frumos. Era show acolo. Și azi am stat pe gânduri. Pentru că tata m-a rechinuit, noi nu l-am văzut, nu l-am adus nici acasă măcar jumătate de oră la poartă. De la spital l-a dus direct la cimitir. El n-a mai dat pe acasă și la poartă măcar. Ce să vă zic? Timpurile astea sunt foarte grele. Cu gripa, cu problemele, mai avem și probleme, mai avem. Mai trecem prin ele, asta e. Să fim sănătoși măcar, să putem trece. Dumnezeu să ne ajută să trecem peste tot. Și voi, prieteni, vă mulțumim mult. Să vă ajută Dumnezeu și vouă să fiți sănătoși. Dacă suntem sănători, le rezolvăm pe toate, toate problemele. Trebuie să merg sus, să-mi iau rochile frumoase, să mă îmbrac. Nu le-am mai îmbrăcat de atâta timp, am rochii de la Urbis foarte frumoase. Dar nu, parcă nu mi-a venit să fac nimic. Pentru că am fost așa de dimineață să primesc vestea aia, nu știu, m-a rămas șocată. Și am zis să o să gătesc, să mă arăt mâncare, am zis că m-am săturat de mâncare. Ce e numai în bucătărie, să vă arăt cum gătesc eu? Toată lumea gătește. Trebuie să vă arăt ceva mai special, ceva mai diferit, nu orice, orice ce gătesc eu. Sunt mâncăruri care le fac și eu și evit, nu filmez orice, chiar orice. Tot ce gătesc, ce mănânc, să filmez. Nici chiar așa, prea de tot. Filmez și eu ceva când e mai așa, mai interesant, mai cum fac o plăcintă, o prăjitură. De fapt, cum au fost brânzoaiele, cum a fost eclei, altceva mai... Alea, foietajele unde am făcut. Nu chiar să filmăm orice, orice ce facem. Și n-a fost vremea frumoasă ca să pot să fac și eu prin curte să vă mai arăt. Că sunt destule treburi făcute prin curte să facem. Dar a fost frig. A fost frig, a plouat așa vreme ploioasă și nu avea rost. Bine, am evitat să mai stau pe afară mult. Am stat la bucătărie, am stat puțin pe afară, dacă am măturat repede, am plecat în casă. Pentru că am fărăcită și am zis să-mi treacă, să nu agravez treaba după aia să-mi fac mai rău. Să nu ajung, Doamne ferește, la spital sau să chem ambulanța la poartă. Totuși am zis să mă feresc. Să evit. Păi tata, zic că nu avem COVID, doamne, nu înțeleagă. Nu avem COVID, am fost răcită și m-am speriat. Am zis să nu se agravează treaba să fac o febră de aia mare și după aia să n-am unde să dau capul, nu? Da. Să nu bag în seamă, să mă duc acum să fac prin curte, că vreau să bag eu furtunul, să spăl puțin în marmura, că mai avem covoare să spăl, să fac... Nu, am zis mai bine mai stau mai așa, mai puțin. Am făcut treburi mai puține și am stat mai mult în casă, totuși ca să evit, să nu fac mai rău. Că dacă fac mai rău ceva, chemăm salvare și ne izolează după aia. Că oricine e rău acum cheamă salvare, are COVID. Da, le bagă la COVID. Păi are COVID, nu poți să mai spui acum că e o răceală, că e ceva. Toate răcelele le cheamă COVID. COVID și mai este un nume, cum mai e? Am auzit acum seara de la Alina ceva, dar am uitat. Care ăla zi? Cum îi zice? SARS-CoV-2. Nu, ăla, la altul. Covrid? Bă, nu covrid. Nu, a zis ceva, ceva aia pe stradă. Pe tulpina, cum îi zice? Tulpina, da. Tulpina e sânge, zică. Aia ce mai e? Nu știu, n-am auzit. Hă? Am auzit tulpina, dar nu știu cum e. E sânge, auzi, foarte gravă. Păi și are la noi cineva în oraș. Sunt trei modele, seamă. Trei. Trei sunt. Are cineva la noi în oraș tulpina? Da, în sânge. Doamne ferește. Nu, vorbim, nu dăm nume. Am vorbit, dar n-am dat lumina nimeni, nu? Da. N-am dat lumina, am spus cine. Dar oricum, femeia care a murit nu era bătrână, era femeie cum se cade și... Era bogată, avea tot ce trebuie. A muncit toată viața pentru avere, pentru... Ce să mai zicem? Vino, Alex, în pa. Păi de ce te-ai supărat? Nu am supărat. Și Leonardo dorme, că dacă era Leonardo aici, făcea show. Făcea show, dar nu mai filmam deloc. Hă? Făcea prea mult show.
La cum era el agitat. Păi da, și hai să arătăm la prieteni ce au făcut ei doi, dar nu e Leonardo de vină. Nu mai arătăm acum, că Alex e de vină. Am dat cu jos. Era secat de la Leonardo în cap, după aia mi-a spus. Eu am zis că Leonardo a spart geamul, dar ei au dat cu ușa tare și a căzut geamul. Și era să-i cadă la copilul mic în cap. N-am știut adevărat, am pus un ăla de la carton până mă duc mâine. Eu mă sărut și mă duc mâine să pun geamul. Păi și al mare era de vină, nu copilașul al mic. Alex, că a Alex al mare a dat cu ușa cântit ușa și era la al mic să-i cadă în cap. Unde nu era aici, putea să lovească. Păi vezi? Și noi, și noi l-am certat pe tot pe Leonardo. Păi da, am văzut că Leonardo. Dar de tot ce face Leonardo. Noi se întâmplă ceva rău, Leonardo-i devine. Păi a ieșit adevărul, că putea să-i dea în cap, să-l omoare. Da. Are spuse de Leonardo că e frică de Leonardo, vă dați seama. Că Leonardo mă ia ajutat și Alex să sperie de el. Se sperie că te bate Leonardo pe el. Păi da. Să frică de el. Doamne. Și ai prieteni, când o să vină vara, să fie frumos, filmăm pe afară, filmăm la o terasă, filmăm... Mâine vară. La poartă, la iarbă verde, mergem cu un grătar, cu tuciurile, la iarbă verde. Dar acum ce să facem iarna? Și vă mulțumim oricum, vă mulțumim mult de tot pentru mesaje, pentru like-uri, pentru vizualizări. Ce să vă zic altceva? Azi am avut și o stare mai, așa mai proastă, pentru că... Am fost îngrijorată când am auzit că moare așa lumea, chiar nu mă așteptam. Am mai murit mult Sergi și Loraj, dar... Ce să mai zic? Au murit, dar băi, aveau probleme, mai aveau probleme de sănătate, dar la femeia aceasta nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Asta e viața, cum treci. Să duce totul. De ce are să stau scuce? Și râde, dar nu știu de ce râde. Avem pe padrona pe aici vecină. Alex, termină, gata. Hai de capul nostru. Mă, Alex. Doamne, simte. Mă duc și scopere una de acum. Și ia de sperie. Dacă râzi, du-te, râzi mai departe de aici, te rog. Nu trebuie la camera. Nu mai faci nimic. Mai zice să-l însoară. Da, îl însoară pe Alex. Asta nu mai trebuie acum. Patrana, îl însoară. Să ia o noră, să ia niște bani. Și galbine, și zese. Și după ce luăm zese, nu mai e bună nici. Nu mai e bună. Nu mai. Nu mai e bună. Mâncăm galbeni, nu mai e bună după aceea. Nu mai e bună. Bă, nu mai fie la noaptea, că nu-i vine noaptea. Doamne, sfinte, nu. Mare, oprește-te din râsul ăla. Ce ai? Dacă poți să râzi, poți să râzi la un kilometru de aici. Mă lasă vorbesc și eu să râzi pe ori. Du-te pe ori. Nu știu, vreau să spun ceva, dar a intervenit Alex cu râsul acela și am uitat. Am să-mi aduc aminte ce vreau să spun. Dar vreau să spun să-mi cer scuze de la toate doamnele care am pe Messenger. Și spune, mă roagă să accept cererea pe Facebook, să le accept, să le accept. Nu pot să accept până nu mai șterg din trailer. Cum pot să mai șterg eu lumină să... Ai, nu știu, cu... să ai 5.000 de prieteni și nu mai poți accepta. Am acceptat câte 2-3. Când am mai încercat să mai accept, nu mai, pentru că nu mai aveam... Trebuie să mai ștergi din... Și îmi cer mii de scuze de la ele. Cu așa, cu timpul încet, încet, mai accept din ei câte 2-3 când mai scade din aia... Trebuie să mai scoți tu din prieteni ca să faci doamne. Păi da, dar nu am timp. Și am văzut aseară multe mesaje, foarte multe pe Messenger, care eu nu am văzut la ele și aseară chiar am stat, pentru că m-a aducat până am putut să dăm și am stat până târziu, pe la 3-4 noapte am stat. Și m-am uitat la mesajele lor și îmi cer scuze și chiar le-am scris că nu am putut. Și am zis că o să-mi fac timp să mai șterg dintre alea ca să pot să accept altele. Îmi cer scuze, nu că n-am băgat în seamă, că nu mă interesează. Chiar vreau să am cât de mulți prieteni, doamne, domnișoare, îmi face plăcere. Și am văzut mesajele care s-au rugat pentru mine când am fost cu procesul și foarte multe și mă bucur mult de tot și le mulțumesc tuturor și le dorim o seară plăcută.
Și vedem mâine ce facem. Poate facem ceva, nu știu, nu spun anume ce facem, nu spunem din timp. Nu știu, nu e atunci ce-mi vine idee în cap ce fac, atunci filmez. Nu pot să spun dinainte că fac ceva. Vedem mâine dacă facem ceva și o fi mâine mai bine, că e sâmbătă. Pentru că azi, na, am fost eu așa că am auzit vestea aceea, am primit-o de dimineață la 7. Și am rămas așa, că nu mă așteptam la doamna aceea, sau că a murit. Chiar parcă mi-a dat cu ceva în cap când am auzit. N-am mai fost bună de nimica. Și mă urmă o seară plăcută tuturor. Ne vedem mâine. Pa, pa!